Spitalul Victor Babeș demarează o nouă campanie prin care încearcă, prin intermediul unor materiale vizuale realizate de Societatea Europeană de Radiologie, să arate cum trebuie să se pregătească pacienții pentru un examen imagistic și ce urmează să se întâmple în timpul investigației. Pe parcursul mai multor săptămâni vor fi prezentate postere și vor fi oferite explicații necesare pentru pacienții ce urmează să facă un examen CT, o mamografie, o investigație de tip PET-CT, remene sau o ecografie. În cazul examenului de tip CT, tomografie computerizată, posterul oferă următoarele explicații. Dacă suspectezi că ești însărcinată, anunță personalul medical. Scoate toate obiectele metalice, inclusiv sutienul cu balene, cerceii și bijuteriile, pentru a nu interfera cu scanarea. Întreabă dacă poți mânca și bea înainte de scanare. Uneori este permis să bei lichide sau să iei medicamente necesare. Asigură-te că ai la tine toate documentele medicale relevante, inclusiv istoricul medical și orice altă documentație pe care medicul ți-a cerut-o. Este posibil să ți se ceară să porți un halat de spital pentru scanare. Dacă trebuie să ți se administreze un contrast, asistentele medicale îți vor introduce un ac în venă pentru a injecta substanța necesară. Te vei întinde pe masa de scanare. Asigură-te că vei sta nemișcat pentru a obține imagini clare. Personalul medical va controla scanarea de la un panou de comandă. Urmează instrucțiunile medicilor privind respirația. Poate ți se va cere să îți ții respirația pentru câteva secunde în timpul scanării. Verifică dacă sunt instrucțiuni speciale post-scanare. Este posibil să trebuiască să aștepți rezultatele sau să urmezi alte indicații.